Vești bune pentru șoferi. Consiliul Județean Prahova speră ca până la finalul acestei luni să anunțe câștigătorii licitațiilor în ceea ce privește centurile ocolitoare pentru 5 localități. În moment sunt în faza de evaluare a ofertelor, unele destul de avansate, astfel încât încercăm până la sfârșitul lunii martie, dacă nu intervin alte de lucruri mai deosebite, să dăm și câștigătorii acestor licitații pentru proiectare și execuție. Vorbim despre centura Mizilului, Păulești, Comarnic și Azuga-Bușteni. Conducerea Consiliului Județean Prahova speră ca lucrările să fie finalizate maximum 3 ani. Sunt cam în acea zonă, 3 luni de proiectare și după aceea imediat între 12 și 24 de luni execuție. Variantele ocolitoare ale localităților Mizil și Păulești vor fi realizate cu fonduri atât de la bugetul Consiliului Județean, cât și de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național Anghel Salini. În ceea ce privește centurile ocolitoare de pe Valea Prahovei, acestea vor fi realizate cu sprijinul Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.